există câteva modele de zăpezi mașina, știți bine. Apropo de asta, zăpada este fresh acum. Deci dacă aveți de lopătat și dat cu măturica acum, că dacă vine frigul cum se anunță de seară la noapte, nu mai dați jos nici cu alta. O să fiți cu mințenia pământului. Deci azi lopătăm ca de seară să stăm belfăt. Trei modele de bază în dezăpezitul mașinii. După cum știți, avem modelul tort, toată lumea îl vede în oraș. Ai terminat de dezăpezit mașina și îți rămâne chestia friștea deasupra. Da. Și ești așa, bă, dacă o dau în față, iar trebuie să iau de la cap. Dacă o dau pe o laterală, se supără nevastă mea că i-am făcut ușa franjă. Dacă o dau la mine, îmi bag de zăpadă sub fund. Dacă o dau pe spate, no. Lasă că o ia vântul. O ia pe naiba, poți să mergi tot de meu cu tortul ăla deasupra. Oricum te înjură aia din spate că le dai zăpadă lor. Există modelul panzer, când dintr-o dată te simți tanchist. Îți faci ție... Aniglu, da. Și că Mickey face așa. Da. Și îți faci ție... Deci cât să vezi tu. Așa și Vizetă, da. Periscop. Nu trebuie spate, laterale, nimic. No, no, oricum e doar tu pe stradă. Și desigur, pentru cei mai muncitori care vor să acorde încă un minut și jumătate de zăpezitului, modelul iglu îți face o ușă ție și un geam la ăsta. Ajunge. Bași toți copiii pe la tine. Haideți. Azi. Trântești ușa, rămâi așa o chestie pe stradă. Uite, mamă, e schimoșii. Nu mai merge treaba cu CD-ul cu Fuego, știți bine, oricât să mai râcă-i cum podobește mamă Bradu, că n-ai cum, e zăpadă multă pe mașină. Și nici celelalte modele, modelul Olaf, omul de zăpadă și așa mai departe, nu se mai...